Salutare tuturor și bine ați revenit la un episod. Numele meu este Tony și astăzi vom vorbi despre ce aș fi dorit eu să fi făcut corect la început când m-am apucat de sport și vă voi explica și care a fost transformarea mea și ce făceam mai exact. Am fost bombardat cu mesaje, mai ales la videoclipul cu transformarea mea. Ce ai făcut, cum ai reușit? Așa că astăzi am decis efectiv să vă explic ce am făcut eu, cum am reușit să ajung de la copilașul acela de 14 ani la CEO Google. Glumesc, încă n-am ajuns. Am început să mă antrenez la vârsta de 14 ani. Astăzi am 18, deci am 4 ani. 769,800 de experiență, 4 ani de antrenamente. Nu am avut luni în care m-am lăsat deloc, adică de la vârsta de 14 ani când am început, m-am ținut. M-am apucat de antrenamente în casă, efectiv, pentru că nu aveam bani să mă duc la sală. Aveam așa o dorință în mine să schimb felul în care arătam, pentru că eram foarte insecure. Eram foarte complexat, la modul foarte complexat, bine, nu că astăzi n-aș fi. Presupun că și mulți dintre voi aveți probleme din astea de imagine. Și am decis să mă apuc de flotări în casă, pentru că asta era tot ce știam, ăsta era tot echipamentul pe care l-aveam, adică solul, pământ. Și am început să fac flotări în casă, am început să fac flotări și am început cu challenge-uri, 100 de flotări pe zi. Cum vedeam pe YouTube că erau transformările alea pe atunci, devenea gigel, făcea 100 de flotări și în 30 de zile omul meu a pus 2 kg de masă musculară. Și eram ceva gen, mamă, vreau și eu așa. Și am început să fac flotări în casă. Am fost consistent, asta mi-a plăcut la mine, pentru că atunci când am început să fac sport, am rămas consistent, adică nu m-am lăsat niciodată. Vă spun sincer că pentru aproximativ 7 luni de zile am făcut flotări în casă. Cam 100 pe zi, timp de 7 luni am făcut chestia asta. 7 luni, într-un fel nu neapărat pierdute, însă dacă ar fi fost să fi dat timpul înapoi și să fi făcut ceva mai bine, este să mă fi antrenat cum trebuie de la început, pentru că vă dați seama, sunt 7 luni de zile în care aș fi putut să am mult mai multe rezultate și să mă folosesc mult mai mult de avantajul pe care l-ai la început, pentru că atunci când ești la început, ești efectiv zeul progresului. Ai așa progres incredibil, adică crezi mușchii pe tine de la o zi la alta, vedeam rezultate. Nu venea să cred ce înseamnă newbie gains. Aș fi putut să profit mai mult de acest avantaj dacă aș fi mâncat corect. Pentru că nu mâncam corect. La început, cred că primele 2 luni sau 3 luni de zile, credeam că cu atât mănânci mai puțin, cu atât o să arăți mai bine. Eu voiam abdomen, nu mă interesa altceva neapărat. Cred că toată lumea a vrut pătrățele și eram skinny fat. Eu am început la skinny fat, așa că am crezut că trebuie efectiv să pierd toată grăsimea de pe mine și o să apară pătrățelele alea incredibile de nicăieri pe care le vedeam în reviste. Și mâncam, efectiv, dacă vă puteți imagina, un copănel de pui, mi-am amintit și acum, un copănel de pui cu o mână de legume la tigaie. Deci făceam legume gen dovlecel, vânătă, le puneam în tigaie și mâncam așa. Pentru toată ziua, fraților. Restul era gen fasting, nu mâncam nimic. Doar beam apă. Nu cred că am stat 2 luni cu dieta asta, cred că am stat undeva la 2 săptămâni. Totuși, sunt 2 săptămâni, adică să mănânci doar un copănel pe zi. Acum, dacă mă uit înapoi, e o prostie. Să nu faceți așa ceva vreodată, să mâncați atât de puțin, pentru că nu aveți progres așa, nici la slăbit, nici la pus masă musculară. Totuși, am avut rezultate. Nu știu cum, am avut rezultate. Newbie gains. Deci vă dați seama că și voi la început aveți o sinteză proteică extraordinară, creșteți masă musculară cam de la orice, așa că dacă faceți totul corect de la început și aveți proteina, carbohidrații și grăsimile in check, de la început, o să aveți cel mai bun progres posibil. Pe lângă faptul că volumul pe care îl făceam de flotări în unele zile era bun, în alte zile nu aveam așa de mult chef, dar totuși făceam. Important e că făceam 50 de flotări acolo, le făceam. Practic începusem cu calisthenics, dar făceam push mereu. Greșeala asta m-a costat extrem de mult, pentru că s-a văzut după 2 ani, după antrenamente, m-am accidentat când am făcut costocondrită la piept. Chestia asta s-a văzut când faci doar flotări pe o perioadă îndelungată de timp, crești prea mult pe partea din față și în spate rămâi la fel. Îți dai seama că flotările nu targetează foarte mult spatele, ceea ce va duce pe termen lung la accidentări urâte, cum am avut eu costocondrita în zona sternului. Mai ales pentru că dacă faci doar flotări, o să ai poziția asta de hunched, adică stai mereu cocoșat. Așa că după 7 luni de zile mi-am cumpărat o bară de tracțiuni în casă. Ideea e că nu puteam să fac tracțiuni și prima mea tracțiune, o vedeți acum cum arăta, era o încercare de LC, ceva, chin-up, nu știu, am încercat ceva acolo. Eram așa de fericit și aveam așa o fericire în inima mea că am reușit să fac tracțiunea aia. Și de acolo a început totul. Am început să fac
o tracțiune în fiecare zi. Am început să fac 2 tracțiuni în fiecare zi, am început să fac 3 tracțiuni în fiecare zi. Nu știam, nu aveam niciun program, făceam aceleași exerciții în fiecare zi. Și totuși am avut rezultate și am început să mă documentez după 1 an jumătate și atunci am început să-mi schimb ușor-ușor dieta și am înțeles în același timp că să mănânc sănătos nu este neapărat scump, pentru că eu credeam că e scump să mănânci sănătos. E scump să mănânci destulă proteină, e scump să mănânci carbohidrați complexi. Dar nu e așa. De fapt, de obicei, mâncatul sănătos e mai ieftin decât mâncatul junk-ului. Așa că, după ceva timp, am reușit să descoper calisthenics în adevăratul sens al cuvântului. Am fost la bare pentru prima dată și erau niște băieți acolo care făceau scheme. Și făceau scheme pe bare și eram fascinat. Mamă, cum reușesc ei să facă așa ceva, cât de tare. Și eu ce puteam să fac altceva, că nu puteam să fac. Știam să fac muscle-up, nu știam să fac toate chestiile astea și pentru mine muscle-up era cel mai mare scop posibil. Așa că mi-am setat chestia asta că vreau până la sfârșitul anului să fac muscle-up. A fost greu pentru că nu am avut neapărat pe cineva să mă îndrume, băieții de acolo nu m-au ajutat cu sfaturi sau chestii de genul. Mi se pare că doar un băiat a încercat să mă ajute la masă, dar totuși nu înțelesesem tehnica, așa că a trebuit să încep să mă uit pe YouTube, am început să mă documentez mai mult și uite așa din YouTube și din toate chestiile astea, am început să citesc studii, am început să citesc studii nutriționale, am început să citesc foarte mult despre antrenamente, despre bodybuilding, despre toate lucrurile posibile. Și fără să-mi dau seama am acumulat informații multe care mă ajutau din ce în ce mai mult. În ciuda faptului că mă informam foarte mult, nu urmăream informația neapărat care trebuia. Și în felul ăsta nu am avut un progres extraordinar. Progresam foarte greu, dar totuși făceam. Ideea a fost că eram consistent. Indiferent de ce făceam greșit sau corect, eram consistent cu ceea ce făceam. Și îmi plăcea foarte mult să mă duc și să mă antrenez cu alții, pentru că calisthenics pentru mine mereu a reprezentat mai mult decât un sport. Pentru mine calisthenics este o familie, este o comunitate de oameni extraordinară și vreau să vă mulțumesc enorm pentru faptul că mă urmăriți și mă susțineți. Înseamnă enorm pentru mine chestia asta și aș fi dorit foarte mult să am un îndrumător, să zic așa, un om care să mă ajute cu o informație de calitate când vine vorba de skill-uri în general, cum ar fi muscle up, cum ar fi planche, cum ar fi front lever, toate lucrurile astea aș fi dorit să mă fi învățat cineva, să-mi zică, uite, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa. Nu era nivelul chiar așa de ridicat și nu era calisthenics la fel de popular cum este acum. Erau mulți, într-adevăr, care făceau din alte țări, dar nu erau așa de cunoscuți. Și totuși am început să fac de capul meu, am avut un progres extraordinar de prost. Nu l-am informația de unde trebuie pe YouTube, pentru că sunt foarte mulți YouTuberi care fac videoclipuri legate de calisthenics. În unele videoclipuri dau o informație excepțional de bună, în alte videoclipuri nu sunt deloc de acord cu ei. Ce nu e de la Dumnezeu nu stă în picioare, pentru că dacă tu faci ceva rău, nu poți să te aștepți ca oamenii să aibă progres. Efectiv, minciuna nu o să stea niciodată în picioare, pentru că așa e, răul nu va câștiga niciodată. Și așa că dacă tu dai o informație proastă, lumea oricum nu o să aibă progres cu chestia aia și îți strici imaginea. Dar sunt foarte mulți pe Instagram care păcălesc oameni și se duc la alți oameni să-i păcălească pe ceilalți. Așa că luați-vă informațiile de unde trebuie. Pe lângă asta făceam foarte mult volum pe skill-uri, gen mai ales statul în mâini. Și pentru că mâncam ce nu trebuia, am dus-o în extrema cealaltă în accidentări. Și uite, de aici are fratele vostru o mare experiență cu accidentările. Dar într-un fel sunt mulțumitor și pentru accidentările astea, pentru că m-au învățat multe lucruri. M-au învățat cum să am răbdare, m-au învățat cum să ajut pe alții care au problemele astea. Enorm de mult, enorm de mult. Toate problemele pe care le-am avut în viață, legat de sport, antrenament, nutriție, m-au ajutat enorm să ajut pe alții. Pentru că sunt foarte mulți în ziua de astăzi care îmi dau mesaje și pot să-i ajut și îmi spun funcționează. Păi normal că funcționează, că eu am avut chestia aia și știu cum am rezolvat-o și ce a funcționat și ce nu a funcționat. Așa că dați pe butonul acela de like dacă vreți să vă mai învăț skill-uri. Și uite așa ajungem la al treilea lucru pe care aș fi vrut enorm de mult să-l fi știut. Progresul are loc, dar nu are loc exact cum am vrea noi să aibă loc. Adică nu este la fel de rapid cum am vrea noi să fie. Pentru că unul la mână suntem naturali și când ești natural nu ai același progres ca unul care ia steroizi. Pe lângă asta,
poate mulți dintre noi nu suntem născuți pentru a face bicepsul de 60, poate mulți dintre noi nu sunt făcuți să arate extraordinar de bine, însă cel mai important este voința. Eu unul am fost de foarte multe ori demoralizat de faptul că vedeam progresul altora pe Instagram, puneau transformări de 2 ani și oamenii erau cu totul altă persoană, erau efectiv. De aceea vreau să vă spun că și voi nu ar trebui să luați exemplu progresul meu sau progresul ăluia, progresul lui X, pentru că fiecare progresăm în felul nostru. Dacă știi că faci totul corect, progresezi. Nu ai cum să nu progresezi dacă nu faci totul corect. Și progresezi în ritmul tău. Fiecare avem un ritm, unii mai rapid, alții mai încet. Eu unul nu am avut nici rapid, dar nici foarte încet. M-am regăsit mereu undeva la mijloc. Și cam astea sunt cam toate lucrurile pe care voiam să vi le spun. Cam asta am făcut eu. Luați și învățați din greșelile mele, pentru că așa e cel mai bine, să ne sfătuim unii pe alții și să învățăm unii de la alții. Mâncați corect, aveți grijă la recuperare, aveți grijă să faceți antrenamentele cum trebuie, aveți grijă să aveți forma corectă în antrenamente. Toate lucrurile astea o să ofere un progres extraordinar pe termen lung și când o să vă uitați într-un an la cum arătați cu un an înainte, nu o să vă vină să credeți. Așa că cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Nu uitați să folosiți codul TONY12 pe Genius dacă vreți să vă cumpărați proteină. În descriere veți găsi și site-ul meu unde am acolo programe de antrenament pentru începători, pentru începători care au puțin experiență și sunt noi în calistenice și pentru intermediari. Apropo, vreau să-mi spuneți care este părerea voastră despre acel desen de acolo din spate de pe perete cu Tony, Psych, gen e T și S. M-am gândit că este super și mi se pare că dă un design așa super tare. Acum că mi-am schimbat camera, am mult mai mult loc să mă antrenez și o să vină mai multe vloguri de acasă. Și pe Genesis puteți să folosiți codul TONY10 pentru reducere la haine. Așa că eu v-am lăsat. Calisthenics is power. Pa, pa!